Am revenit, să mergem mai departe, Valeriu, să vedem ce putem spune despre nativii leu săptămâna următoare. O zodie atât de încercată după sezonul de eclipse care s-au definitivat vara aceasta, dar care ușor-ușor își revine, cel puțin cu perspective financiare. Intrarea lui Mercur în casa banilor începând cu data de 6 septembrie, dându-le idei foarte bune acestor nativi. Ei găsesc tot felul de posibilități de exprimare a talentelor, pot să facă și bani de pe urma talentelor personale, își găsesc unii lei o colaborare, își găsesc un al doilea loc de muncă, sau alții pot pur și simplu să profite săptămâna aceasta de niște chilipiruri. Este o săptămână în care leii se pot bucura de reduceri, de solduri, de niște oferte excepționale la niște produse pe care și le doreau de mult, așadar să stea puțin la pândă și la vânătoare, cum le și place leilor, să stea la pândă și să urmărească, cum spuneam, reducerile acelor produse pe care și le doresc de mult, pentru că s-ar putea să profite de un preț foarte bun, care până acum nu era la fel de prietenos. Quadratura aceea dintre Venus și Marte, care ține punctul central al săptămânii, îi destabilizează totuși puțin pe lei din punctul de vedere al sănătății. Marte, împreună cu cele două planete grele, Saturn și Pluto, fiind în această casă a sănătății, care îi obligă să fie foarte atenți la tot ce ține de stil de viață și de alimentație. Și de liniște. Și de liniștea personală, pentru că este o săptămână în care este foarte important ca lei să elimine orice fel de sursă de stres de zgomot din viața lor. Ideal ar fi o vacanță la început de septembrie, dar cum foarte rare vor fi cazurile în care leii vor putea să facă asta, este foarte important ca ei pur și simplu să stea departe de acele telefoane în care oamenii se plâng, să stea departe de acele întruniri unde știu că se vor întâlni cu persoane care nu le sunt pe plac. Și chiar dacă este, îmi cer scuze, Valeriu, că te întrerup, chiar dacă este vorba despre o karmă explicită de sacrificiu cu atâtea planete în casa a șasea fecioarei, totuși pentru nativii leu se cere o oarecare decență în a examina către cine să, pentru cine să se, pentru că nici nu este bine să exagereze această idee de sacrificiu. Pluto spune, ți se cere ceva, dar nici nu exagera. Pe principiul Dumnezeu ne vrea bun, dar nu și proști. Cam asta este interpretarea. Lei e foarte bine să se gândească în primul rând la sănătatea lor atunci când întreprind o acțiune, pentru că ei au această perioadă de eroism în care se dau peste cap, în care nu dorm noaptea ca să rezolve un dosar, în care stau prelungit peste program, în care fac mai mult decât trebuie, în care nu știu să spună nu. Și atunci este foarte contraproductiv, pentru că de fapt leii ajung să facă foarte multe lucruri, dar foarte multe dintre ele să le facă prost sau să nu le termine. De aceea este important procesul de selecție atât al activităților cât și al oamenilor în viața leilor în acest moment. Venus este o fie de fapt în domiciliu, în balanță pe ultimele grade, dar această quadratură este și o sursă de vești neplăcute pentru nativii lei. Ei pot să aibă foarte multe notificări care să îi deranjeze, de exemplu notificarea unei facturi neplătite, a unor taxe, a unor impozite care vin peste ei, a unor restanțe de care nu știau. Este foarte bine să fie cu ochii pe cutia poștală, da? cu lucruri neachitate la timp. Exact. Practic funcționează o karmă financiară pentru lei la începutul lunii septembrie sub forma unor datorii, cum spuneai și tu, neplătite la timp sau de care lei pur și simplu uitaseră sau din cauza unor neglijențe. De exemplu, mai aveau de achitat o sumă modică și pentru că n-au achitat-o acum nu știu cât timp, la acea sumă neachitată s-au adăugat dobânzile care nu mai sunt într-adevăr modice. Să-și facă foarte bine socotelile financiare la începutul lunii septembrie nativii leu și să nu rămână descoperiți, pentru că altfel, cum spuneam, plătesc din urmă sau se trezesc că au cumpărat un anumit produs și ajung în acea vorbă care spune dai cât nu face.
Există foarte mult conflict interior în cadrul nativilor acestei zodii și ei trebuie de asemenea să fie foarte atenți la acele impulsuri de a se supăra pe ei înșiși, pentru că ei se pot să manifeste regrete la începutul lunii de septembrie, s-ar putea să se judece foarte mult pe ei înșiși, s-ar putea să își spună lor înșiși că nu trebuiau să facă un anumit lucru sau că trebuiau să facă un anumit lucru. Este foarte important ca ei să se împace, da, să se împace cu propriile decizii, să se împace cu ei înșiși. Iată că ei nu au dileme și conflicte legate de celelalte persoane din viața lor, ci legate de modul în care ei au reacționat la anumite situații sau în care ei s-au comportat. De aceea ei trebuie să-și găsească în primul rând liniștea lor și, dacă este nevoie, să se retragă, să se izoleze, chiar pe această opoziție între Soare și Neptun, care le poate fi benefică, atâta timp cât taie puțin legăturile și nu se mai lasă influențați nici de ceilalți și nici de ceva ce i-a afectat negativ în trecutul apropiat. Oarecare fluctuație socială, într-adevăr, sunt foarte multe situații în zona aceasta socială care sunt schimbătoare, oameni care le propun leilor tot soiul de un soi de parteneriate, de avantaje sociale, dar ele sunt, din cauza acestui Uranus destul de fluctuant, nu pot exista niște garanții că ceea ce ți se propune astăzi este valabil și mâine și așa mai departe. Deci leul trebuie să se obișnuiască cu un soi de fluctuație din punct de vedere al propunerilor, fie profesionale, fie parteneriale sociale. Deci aici există un soi de schimbare destul de evidentă de azi pe mâine. Și cum leilor știm că nu le plac foarte mult aceste lucruri, schimbări pe care nu le pot controla, s-ar putea să existe o mică tulburare. Iar din punct de vedere financiar, chiar dacă acest Jupiter pe ei îi avantajează aflându-se într-o casă a stabilității, totuși, o casă a patra, totuși Neptun le spune că este o mare diferență între ficțiune și realitate. Deci ei s-ar putea să se entuziasmeze de multe ori să creadă anumite lucruri care de fapt sunt departe de realitate. De exemplu, să aprecieze greșit valoarea unei investiții să fie mult mai scumpă decât au crezut-o inițial, sau lucruri care vor veni către ei ușor denaturat din punct de vedere al aprecierilor financiare sau ceva care nu merită exact și ei fac o investiție. Deci în zona aceasta le solicităm puțină atenție. Mergem mai departe să vedem pentru nativii Fecioară cum se prezintă săptămâna următoare. Am putea pune și o etichetă a săptămânii 1-8 septembrie pentru nativii Fecioară, și anume săptămâna Zen. Pentru că nativii Fecioară, sub imperiul acestei opoziții pe care soarele din zodia lor îl face cu Uranus, cu Neptun, iertați-mă, Neptun din Pești, sunt puțin desprinși de realitate. Există o tendință a fecioarelor de a interpreta ceea ce trăiesc, există o tendință a fecioarelor de a se iluziona, de a se amăgi, de a nu vedea oamenii așa cum sunt. Fecioarele se trezesc în niște situații în care se simt datoare să medieze anumite conflicte. Apropo de acele conflicte generate de cuadratura între Venus și Marte. Medierea conflictelor, iată, este fața și interfața acestei cuadraturi pentru nativii Fecioară, pentru că, practic, iată că ei nu au conflicte de natură personală și nu au conflicte cu alte persoane, dar se amestecă în conflictele altora. Și iată că nativii Fecioară ajung să fie țapi spășitori, ajung să se amestece în situații care de fapt nu-i vizează direct, și fecioarele spun: lasă-l în pace, că nu este chiar așa, ajung să-i apere pe cei care de fapt cine știe ce intenții au avut, ajung să ia parte unor persoane care nu știu exact nici ele dacă merită să fie apărate sau nu. Fecioarele, este foarte important săptămâna aceasta să stea în banca lor și să nu mai idealizeze oamenii și situațiile, pentru că interpretarea realității nu corespunde sub nicio formă acum cu ceea ce vor alții să spună sau cu intențiile lor. Este o săptămână în care fecioarele, pe această cuadratură Venus-Marte, este important să-și evalueze valorile personale, sistemul de valori, dar
este foarte important să facă diferența între oameni. Exact. Pentru că fecioarele văd acum tot ce este mai bun și frumos în ceilalți, au tendința de a neglija partea negativă a lucrurilor, au tendința de a neglija scăpările, erorile celorlalte persoane și de a fi extrem de indulgente cu persoane care de fapt comit lucruri absolut flagrante, pe care ele le consideră trecătoare, dar care nu sunt. După modelul, nu-i nimic, se mai întâmplă într-o căsnicie, el te iubește cu adevărat, dacă te mai și bate din când în când, nu e chiar atât de grav, e bine, chiar este atât de grav. Dar acesta este tonul relaxat pe care fecioarele pot să-l abordeze acum, într-o manieră, cum spuneam, care de fapt nu-i vizează în mod direct. Deci să stea departe de tendințele de a împăca lucrurile, de diplomația care de fapt nu este în sarcina lor, nici de serviciu și nici în fișa postului relațiilor de zi cu zi. Non-amestecul, detașarea, non-intervenția în planurile altora de viață le fac mult mai bine acum fecioarelor. Orice fel de intruziune, orice fel de încercare de a lua decizii pentru alții, orice fel de încercare de a influența pe alții într-o anumită direcție sau alta și orice fel de amăgire, de iluzionare în care sunt prinse acum fecioarele, întorcându-se sub formă de plată karmică foarte rapid împotriva lor. Mai există, pe lângă această iluzionare și pe lângă această tendință de a vedea partea bună a oamenilor, care nu este doar bună de fiecare dată, cum știm foarte bine, de multe ori drumul spre iad este pavat cu cele mai bune intenții, există o conotație de entuziasm și de îndrăgostire. Îndrăgostire de viață, îndrăgostire de o pasiune, de un hobby sau chiar de o anumită persoană, pe care fecioarele proiectează acum niște calități care chiar nu sunt acolo. Iată că și în relațiile intime, fecioarele este foarte bine să fie precaute, atente, pentru că văd doar poleiul, doar sclipiciul acum, iar de desubt, după un timp, se vor convinge că afară era gardul, iar înăuntru leopardul. Mergem mai departe să vedem pentru nativii balanță ce vești avem. Multă tenacitate, foarte multe lucruri pe care aceștia trebuie să le ducă la bun sfârșit. Sunt anumite proiecte pe care balanțele le continuă. Multă tenacitate în tot ceea ce ține de pentru acele balanțe care au procese sau au conflicte de rezolvat cu acest Venus în al treilea decan în semnul lor. Într-adevăr, quadrat cu Marte este la grad analitic, este o datorie karmică pentru ei de a rezolva anumite situații conflictuale care pot fi chiar, pot exista chiar sub forma unor litigii sau procese, spuneam. Pentru acele balanțe care au notorietate, iarăși este o perioadă în care trebuie să-și apere imaginea și să fie foarte atenți pe zona aceasta. Atenție asupra pierderilor financiare, după cum bine știm, Venus este și planeta bunăstării, ea fiind atât de tensionată acum cu Marte aflat într-un grad delicat și Venus de asemenea este într-un profil delicat, chiar dacă în domiciliu, bine aspectat într-adevăr zilele acestea de Mercur. Prin metodă, prin foarte multă atenție, ele cu adevărat pot avea un profil favorabil financiar, dar spuneam, trebuie să-și apere foarte bine veniturile, trebuie să facă alegeri corecte. Este o perioadă foarte bună pentru acele balanțe care aleg să facă lucruri care într-adevăr vin către ei, să prindă norocul, cum se spune popular, atunci când pur și simplu acesta le zâmbește sau le face cu ochiul și să nu lase lucrurile favorabile să se îndepărteze de ei, pentru că este o perioadă interesantă cu micul benefic în semnul lor și cu marele benefic în casa banilor și a valorilor personale. Iată, sunt niște oportunități deloc de ignorat. Cum spune o vorbă înțeleaptă, dacă n-ar fi rău, ar fi bine. Da. Balanțele trebuie să mediteze la această maximă, pentru că binele lor trebuie neapărat să însemne și binele altora. Așa. Adică este imposibil, de exemplu, în casă, în familie, doar balanțelor să le fie bine, iar celorlalți să le fie din ce în ce mai dificil să trăiască cu balanța, pentru că este o săptămână în care balanțele au tendința, prin această quadratură Venus-Marte, să pună foarte multă presiune pe cei de acasă. Și acest aspect corelat cu celălalt aspect tensionat de pe cer, și anume opoziția între Soare și Neptun, le face săptămâna aceasta pe balanțe extrem de nemulțumite. Balanțele pot acum să scoată ochii din orice, să reproșeze, să împingă de la spate, să provoace tensiuni, să provoace situații dificile sau să caute conflicte din nimicuri.
foarte mare atenție la această latură agresivă, conflictuală, care de fapt provine la balanță din niște nemulțumiri personale, din niște frustrări personale sau din niște nereușite pe care balanțele acum le proiectează asupra celorlalți. E clar că săptămâna aceasta, între 1 și 8 septembrie, balanțele au un punct de nemulțumire sau de frustrare, nu doar în astrogramă, ci și în viața personală, și clar cineva trebuie să fie de vină. Și atunci balanțele se năpustesc asupra oamenilor cei mai dragi. Aici este marele risc al balanțelor de a stârni conflicte și de a întoarce împotriva lor pe chiar pe oamenii la care balanțele susțin că țin cel mai mult. Iubirea nu înseamnă conflict, iubirea nu înseamnă reproș, iubirea înseamnă încredere și balanțele săptămâna aceasta ar face bine să dea încredere, mai ales membrilor familiei, planetele în Capricorn răspunzând de tot ceea ce se întâmplă în casă, în cămin, în cuib, în familie, și să nu-i mai judece atât de mult pe ceilalți după chipuri și asemănarea lor. Balanțele încă au impresia că ele știu cel mai bine și că trebuie să se facă în tocmai după cum dictează ele, iar începutul lunii septembrie le prinde pe balanțe într-un tonus de acțiune. Balanțele vor să facă, vor să întreprindă, vor să se vadă, vor să construiască, vor să schimbe mobila în casă, vor să schimbe dalele în curte, vor să schimbe ușa de la intrare sau gardul de la poartă. Și li se pare că sunt singurele care vor progresul, sunt singurele care vor schimbarea și să lupte cu toată lumea. Balanțele trebuie să înțeleagă că ele sunt acum într-un moment nepotrivit în care nu înțeleg că cei din jur poate au și alte priorități, poate au obosit, poate nu vor să facă anumite acțiuni și e foarte important ca balanțele să separe ceea ce pot ele să facă de ceea ce poate și vrea să facă întreaga familie. A fi motorul familiei nu este acum o virtute pentru balanță, pentru că există acest context în care balanțele și urcă pe toți în cap. Pe de altă parte, această piramidă pe semne de pământ vine cu un sentiment de ușurare, pentru că revenirea în mers direct a planetei Saturn accentuează acest culoar de ușurință și pentru nativii balanță, care simt că au mai puține responsabilități. Cineva din familie își găsește locul, își găsește calea, se mută la casa lui, își rezolvă o problemă stringentă, reușește să-și găsească o chirie, reușește să efectueze o tranzacție. Practic există cineva ca din familie, clar, care balanțelor le produce o bucurie, o satisfacție, care le îndulcește sentimentul acesta de nemulțumire și pe care balanțele reușesc acum să îl ia drept model, drept etalon. Numai că balanțele, fiind atât de agitate săptămâna aceasta, pot să folosească chiar această persoană care este un model pentru ele în familie împotriva celorlalți. Adică să le reproșeze celorlalți, dar de ce el sau ea poate și tu nu poți? Dar de ce el vrea și voi nu vreți? Așadar, este o graniță foarte fină, conflictuală în lumea balanțelor acum, care trebuie să se gândească foarte clar de unde le vin aceste nemulțumiri care generează atâta reproșuri și atâta agresivitate. Trebuie, într-adevăr, da, foarte frumos tot ce ai spus și trebuie să-și redirecționeze energia către scopuri benefice și acțiuni obiective. E o această mare șansă, totuși nu este puțin lucru să-l ai pe Venus, micul benefic. Da, și să facă ce vor ele și ce pot ele să facă singure pe cont propriu, fără să-i afecteze exact pe ceilalți. Și planeta bunăstării în semnul tău și marele benefic într-o casă a valorilor personale și încă trei planete într-o casă tot a valorizărilor, casa a patra, nu este puțin lucru ceea ce pot face balanțele acum din punct de vedere al perspectivei financiare. Fie se pot angaja într-un loc care va fi pe termen lung foarte prolific financiar, foarte profitabil, fie își pot amenaja o casă, fie pot cumpăra, pot face o achiziție. Deci este o perioadă foarte bună din punct de vedere al valorizărilor și valorificării a ceea ce deja există sau de a simți în jurul lor unde este o situație profitabilă din care ei pot avea profit la rândul lor. Să mergem mai departe să vedem pentru gazdele marelui benefic, pentru Scorpion, cum se prezintă perioada imediat următoare. Ei, într-adevăr, au niște aspecte cu totul și cu totul deosebite, mai ales acum că și micul benefic se află în ultima casă astrologică, chiar dacă este quadrat cu Marte. Pentru ei această quadratură are oarece
consecințe pe o zonă a contractelor, promisiunilor, a comunicării și a relaționării cu cei care le sunt destul de apropiați. Oarecum, din cauza acestei, acestor activități cotidiene atât de dinamice, există o vitalitate care trebuie redobândită, trebuie din nou reinserată în viața scorpionilor, pentru că ei se pot simți devitalizați, pentru că sunt într-adevăr foarte plimbăreți, sunt într-adevăr foarte comunicativi, se întâlnesc cu multă lume, discută cu foarte multe persoane, putem chiar spune că sunt oarecum obosiți de acest tracas al călătoriilor, este atât pentru nativii scorpion vorbim, este atât de animată această casă a călătorilor și a comunicării, încât practic este foarte greu pentru ei să se mai reculeagă, regăsească în domiciliu, acolo unde sigur că da, ar trebui să se simtă cel mai intim. Ei au de asemenea o șansă deosebită de a aborda zonele care sunt neproductive și de a le transfera, de a le transforma în zone productive. Drumurile te omoară, acesta este motoul săptămânii pentru nativii balanță, scorpion, scuze, mai ales că Saturn, am spus că din data de 5 redevine direct, ceea ce înseamnă că li se mai deschid și niște uși care erau închise. Adică scorpionii sunt predispuși la a câștiga un bilet sub formă de premiu, la a fi invitați să facă o călătorie unde să întâlnească o persoană importantă. De asemenea, există o efervescență foarte mare în viața scorpionilor în ceea ce privește grupurile cu casa 11 încărcată de planete în fecioară. Așadar, scorpionii sunt luați pe sus în tot felul de activități care presupun o destinație. Și foarte interesant, își ascultă subconștientul. Cu o zodie care își ascultă subconștientul cu Venus în perioadă. Casa 12, știm exact. Că în casa 12, prin similitudine cu pești, Venus se află exact. În exaltare. De aceea este o poziție foarte bună acest tranzit al lui Venus prin balanță pentru nativii scorpion, care îndulcește chiar și acea quadratură despre care vorbeam cu Marte, dar pe lângă drumuri, călătorii, distanțe, grupuri și anturaje, prieteni și reuniuni, pe lângă toate aceste evenimente sociale ce presupun distanță și mulțime de oameni în care sunt implicați scorpionii, există și o componentă karmică pe comunicare. Da, revenim pe publicitate, să vedem care este această componentă karmică pentru nativii scorpion după Am revenit să continuăm cu scorpionul Valeriu, ce alte vorbeam despre anumite aspecte săptămâna următoare? Și am promis că o să reperăm inclusiv componenta karmică a acestei exact. Săptămâni, pentru că a treia casă astrologică, după cum bine știm, nu răspunde doar de drumuri scurte, călătorii și anturaj, ci răspunde și de comunicare. Exact. Iar acolo acționează din plin și ca o lovitură de bumerang foarte dureroasă acea quadratură și totuși Venus-Marte ei, da. Și vreau să dau un... Dar o comunicare obositoare pentru scorpion. Comunicarea este atât obositoare, dar este și o săptămână în care scorpionii și-o fac cu mâna lor, mai precis cu gura lor. Și mare atenție, îmi cer scuze că te întrerup, ei transmit informații karmice. Spre exemplu, o persoană trebuie să afle ceva, să spunem, despre altă persoană. Scorpionul poate fi un vector folosit de către destin care să transmită această informație. Exact, există această componentă de canal informațional, ca un fel de joc de a telefonul fără fir. Da, în care de misiune pe care o au. Scorpionii într-adevăr au o misiune, dar pe această quadratură misiunea lor nu poate fi decât să transmită vești destul de proaste. Îmi cer scuze, Valeriu, întrerupem puțin emisiunea, le dăm legătura colegilor noștri de la Neptun pentru a afla ultimele informații de la Comitetul Executiv al PSD. Și le-am transmis.